se intonează imnul de stat al României.
oficiale, un sobor de preoți. Și celei de o ființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei trei, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Amen. În pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru preasfințit episcopul nostru Benedict, pentru cinstita preoțime Ceantul Hristos Diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Poporul de pretutinderi, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înătocmirea văzduhului, pentru meșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ce bolnav, pentru ce robit și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească în jertfenicul Său cel mai presus de ceruri, mulțumirea și rugăciunea noastră de acum nevrednicilor să-i rog, și cu îndurare să ne miluiască pe noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Mulțumirea noastră pe care o aducem cu inimă smerită pentru binefacerile pe care le-am primit de la dânsul, ci ca o tămâie cu bun miros bine primită să fie lui Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre a nevrednicilor să rogi și buna cerere a credincioșilor să-i totdeauna să împlinească și se îndrepteze spre bine și ca un milostiv pururea, să ne dăruiască binefaceri nouă și Sfintei sale biserici și întregului Său popor drept credincios, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să izbăvească Sfânta Sa biserică, țara aceasta și pe noi pe toți, de tonecazul, mânia, primejdea și nevoia, și de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți și totdeauna cu sănătate, într-o lungime de zile în pace și cu ocrotirea îngerilor Săi, să ne păzească pe noi, credincioșii Săi lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Slăvita stăpână noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria,
cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și ești unii pe alții și cu altă viața noastră, lui Hristos Dumnezeu e să o dă. Cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și pentru ca să ne învrednicim noi asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Amin. Să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. În vremea aceea au ținut sfat farisei ca să-L prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la El pe ucenicii lor împreună cu irodianii zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-o adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne deci nouă, ce ți se pare ție? Se cuvine să dăm dajdie cezarului sau nu? Iar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns: Pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul de dajdie. Iar ei au adus un dinar. Iisus le-a zis: Al cui e chipul acesta și inscripția de pe el? Răspuns au lui: Ale cezarului. Atunci el a zis lor: Dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu dați cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind acestea s-au minunat și lăsându-L s-au dus. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată bunătatea, cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă. La ta îndurare cădem și cu frică și cu tremurare, ca niște robi nevrednici spre semn de mulțumire pentru binefacerile tale, pe care le-a arătat poporului tău. Cu smerenie ne rugăm ție, Doamne al puterilor, ca precum în trecut ne-ai miluit și nu ai îndepărtat de la noi pronia ta cea dumnezeiască, așa și acum să nu îndepărtezi de la noi îndurările tale, nici să nu intri la judecată cu noi, pomenind păcatele noastre, căci de te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Nu pentru nedreptățile noastre, ci pentru mila ta cea mare îndrăznim a ne apropia și a ne ruga ție. Întărește-ne credința ta cea sfântă, încălzește pururi inimile noastre cu focul dragostei către tine și către aproapele. Îndepărtează de la noi tot duhul cel viclean și necurat, care se împotrivește voinței tale sfinte și mântuirii sufletelor noastre.
Dă, Doamne, legiuitorilor noștri, spiritul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește într-o inimile judecătorilor spiritul drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău spiritul lepădării de sine pe care l-ai dăruit sfinților tăi învățăcei și apostoli, când i-ai trimis în lume la propovăduire. Însuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Și pe noi, pe toți nevrednicești, sporind faptele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților și strămoșilor noștri când chemau ei ajutorul și îndurările Tale asupra lor și asupra țării acesteia, în care se preamărește preasfântul Tău nume. Păzește, Doamne, țara noastră și sfânta Ta biserică pe care ai întemeiat-o în Trânsa, ferindu-le de toată întâmplarea cea rea. Ajută-ne cu harul Tău ca întotdeauna cu inimă curată și cu viață neprihănită să Te mărim pe Tine, Dumnezeul cel necuprins de minte și închinat în trei ipostasuri, Tatăl și Fiul și Sfântul Spirit, și să strigăm din adâncul inimii, mărire Ție, Dumnezeule, Dătătorule de bine în vecii vecilor. Amin. Mărire Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, mărire Ție. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni. Binecredinciosului popor român de pretutindeni, conducătorilor țării noastre, mai marilor orașelor și ai satelor și iubitoarei de Hristos armate, dăruiește-le, Doamne, zile bune și îndelungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și întru toate bună sporire, iar asupra vrăjmașilor biruință. Și îi păzește pe ei, Doamne, întru mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La Dumnezeu! Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Are cuvântul domnul primar al municipiului Gherla, Drăgan Ionel Ovidiu. Preacucernici părinți, împreună slujitori, stimați reprezentanții autorităților centrale, județene și locale, dragi gherleni, permiteți-mi ca numele primăriei municipiului Gherla, al Consiliului Local și al meu personal, să vă adresez câteva cuvinte cu ocazia Zilei Naționale a României. 1 decembrie este Ziua Națională a României și marchează un eveniment istoric, unirea Transilvaniei cu România. Ziua Națională a României a fost între anii 1866-1947 ziua de 10 mai, apoi între 1948-1989 ziua de 23 august. Prin legea numărul 10 din 31 iulie 1990, ziua de 1 decembrie a fost adoptată ca zi națională și sărbătoare publică în România. 1 decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal din istoria României, fiind data la care s-a creat un singur stat național, rezoluția de unire fiind citită de Vasile Goldiș. Citez:
Adunarea Națională a Poporului Român din Transilvania, Banat și părțile ungurene a primit rezoluțiunea prezentată prin Vasile Goldiș în întregimea ei și astfel unirea acestei provincii românești cu țara mamă este pentru toate viacurile decisă, anunța Gheorghe Pop de Băsești, președintele Marii Adunări. La Alba Iulia, așa cum a fost și la Cernăuți la 28 noiembrie, a fost o adunare a tuturor românilor din Austro-Ungaria. Tot aici, la Alba Iulia, se constituie Marele Consiliu Național Român, care este format din 200 de membri aleși și încă 50 cooptați. În următoarea zi, Consiliul numește un guvern provizoriu, numit Consiliul Dirigent al Transilvaniei, care îl are în frunte pe Iuliu Maniu. La 11 decembrie se ratifică Marea Unire de către Guvernul României, iar declarația de la Alba Iulia este învânată regelui Ferdinand. Regele promulgă în aceea zi decretul de sancționare a Unirii, inclusiv a Basarabiei și Bucovinei. Un an mai târziu, pe 29 decembrie 1919, Parlamentul României votează legile de ratificare a Unirii Transilvaniei, Crișanei, Maramureșului, Banatului, Bucovinei, Basarabiei cu România. Recunoașterea internațională a Unirii Bucovinei cu România s-a făcut la 10 septembrie 1919 prin semnarea tratatului de la Saint-Germain dintre puterile aliate și Austria. Recunoașterea Unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România s-a făcut prin tratatul de pace de la Trianon, încheiat la 4 iunie 1920 de puterile aliate și asociate cu Ungaria. Pe 28 octombrie 1920 s-a semnat tratatul de la Paris, pe de o parte de România și pe de cealaltă parte de puterile aliate, Franța, Marea Britanie, Italia și Japonia, care a avut ca scop recunoașterea Unirii României cu Basarabia. În ceea ce privește percepția pe care românii de astăzi o au despre ziua națională, putem preciza că fiecare generație își trăiește timpul ei și are proiectele ei de viitor, însă întotdeauna proiectele de viitor ale fiecarei generații, indiferent de timpul ei istoric, depind foarte mult de cadrul social, de oportunitățile care îi sunt oferite sau nu. Parcurgem o perioadă complicată de aproape 2 ani, în care am încercat, cu toate restricțiile sanitare impuse, să marcăm evenimentele importante din viața noastră. Dacă unirea provinciilor a fost realizată, azi avem nevoie mai mult ca niciodată să fim și noi uniți, să fim buni, să fim toleranți. Dumnezeu să ne ajute! La mulți ani România, la mulți ani român, la mulți ani gherleni! Mulțumesc și vă mulțumesc tuturor pentru prezența de astăzi! În încheierea festivității, fanfara municipiului Gherla va cânta sub bagheta dirijorului Vasile Chiș.